De unde să încep? De sus sau de jos? Haideți să începem de sus, pentru că fiecare când vede un motociclist vede în primul rând o cască pe cap. Așadar, căști. Diverse tipuri și mărimi. De culori ce să mai vorbesc, dar culoarea este ultimul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când alegem o cască. Să începem cu cele mai sigure, căștile integrale. Protejează cel mai bine capul, sunt făcute din plastic, fibră de sticlă sau fibră de carbon. Ultimele sunt cele mai bune, dar și cele mai scumpe. Dar ce trebuie să urmăriți când vă cumpărați o cască? Casca trebuie să intre ușor forțat pe cap pentru că în timp se lasă. Cum facem proba? Mișcăm capul în sus și în jos, dreapta stânga. Casca nu trebuie să se miște. În al doilea rând, casca trebuie să fie ușoară. Să aibă viziera antiaburire și antizgâriere, de aceea când alegeți o cască trebuie să vă duceți cu cineva cu experiență. Și încă ceva. Nu ar fi rău ca pe sub cască să purtați și o cagulă. Pe lângă faptul că vă protejează de frig atunci când este frig, previne și îmbâcsirea căștii de la transpirație. Deci, punem cagula, punem casca, și cel mai important, nu uitați să o legați sub bărbie. Imaginați-vă acum că afară sunt 40 de grade. Cum credeți că mă simt? Sau nu e puțin spus? Trecem acum la căștile care oferă mai mult confort, dar atenție, mai puțină siguranță. Casca flip-up. Închisă arată ca o cască integrală. Diferența este aici. Toată partea din față se ridică și avem o cască deschisă. E mai comodă vara, dar atenție, pierdem protecția feței. Și nu uitați, bărbia este cea mai expusă în caz de accident. Mai departe, avem casca deschisă, așa numită casca open face. Cum spuneam, culoarea este ultimul lucru la care trebuie să ne gândim. Aceste căști oferă mai puțină protecție și sunt recomandate pentru scutere și mopede care se deplasează cu viteză mică. În final, mai puțin sigure, dar totuși omologate pentru circulația pe drumurile publice, sunt așa numitele brain cap-uri, folosite cu pregătire pentru ciopăriști sau diverse variante exotice, cum ar fi căștile nazi, fițe maxime, siguranță minimă. O categorie aparte sunt căștile de cross sau enduro pentru mers pe coclauri. Sunt integrale, dar nu au vizieră, în schimb folosesc ochelari. Tot din zona enduro vin și protecțiile pentru gât, mai puțin folosite în motociclismul stradal, poate chiar deloc. Ca și în cazul căștilor, mai multe protecții scad confortul, dar cresc siguranța pe drumurile publice. Trecem acum la protecțiile pentru zona corpului. Avem protecții pentru coloana vertebrală, pentru genunchi, cu sau fără protecții pentru tibie. De asemenea, avem protecții pentru zona coatelor și chiar protecții pentru femur. Fiecare din ele se poate găsi în variante soft, din burete, sau hard, din materiale plastice. Uneori, aceste protecții sunt legate între ele, cum ar fi această armură, care protejează întreaga zonă superioară a corpului. Altor protecțiile sunt integrate în pantalon sau gejmoto. Ele sunt plasate în buzunare speciale pentru a putea fi scoase dacă se dorește folosirea doar a hainei. Gecile și pantalonii sunt fie din piele, fie din material textil impermeabil. Diferența semnificativă este la preț, cele din piele fiind de două ori mai scumpe, dar și mai rezistente în caz de accident. În vârful acestei piramide este costumul de viteză. Cel mai sigur, cel mai scump, dar și cel mai incomod în uzul de zi cu zi. Acum aș vrea să vă imaginați că mergeți cu motocicleta la viteză mică și sunteți pe punctul de a cădea. Cu ce ați atinge prima oară pământul? Evident, cu palma. De aceea mânușile sunt la fel de importante ca și casca în caz de accident. Ce-i drept, o asemenea căzătură nu este mortală, dar vă poate scoate din circuit câteva săptămâni bune. Și ajungem acum la ultima zonă ce trebuie protejată, piciorul. Cele mai sigure cizme sunt cele folosite în zona cross enduro, unde riscul de accident este cel mai mare. Acestea sunt fabricate din materiale dure și au bombeul armat cu metal. De la acestea și până la șlap, gradul de siguranță scade considerabil. De voi depinde ce alegeți. Din tot ce v-am povestit până acum, obligatorie legală este doar casca. Restul e la alegerea voastră. Am insistat de multe ori pe aceste două criterii care se bat cap în cap, confortul și siguranța. Imaginați-vă un motociclist pe autostradă la 200 de km la oră, în șlap, pantalon scurs, tricou, iar pe cap doar cu puțin gel de păr. Vă scam teme pentru viața lui, nu? Și apoi imaginați-vă altul care se duce până cu alea printre blocuri cu 15 km la oră să cumpere o pâine, echipat cu toate protecțiile posibile și imposibile. E ușor exagerat parcă. Ei bine, 99% dintre motocicliști se află între aceste două extreme. Depinde de fiecare să stabilească echilibrul între confort și siguranță, iar a fi motociclist bun înseamnă să știi unde să pui acest punct de echilibru. Fiind la început, cred că ar fi bine să mizați mai mult pe siguranță decât pe confort. E o vorbă între motocicliști. Prefer să mor de cald decât să mor pur și simplu.